Vă salut, dragi prieteni, și în seara aceasta și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Sunt foarte bucuros că putem să petrecem clipe de suflet împreună, că putem să deschidem Scriptura, că avem această libertate și acest har din partea lui Dumnezeu să ne deschidem sufletul și să ne găsim resurse spirituale pentru timpurile în care trăim. Zice unii dintre noi, da, trăim cele mai bune timpuri, că e cel mai ok, suntem cei mai open mind în situația aceasta și în era aceasta și din anumite puncte de vedere, așa este. Supermarketurile sunt pline, nu ducem lipsă de mâncare, dar pe de altă parte observăm în alte direcții că încep să ni se ciuntească anumite drepturi, că banii nu ne mai ajung de la o lună la alta, cu cât muncești mai mult, cu atât parcă nu mai poți să cumperi mare lucru, lucrurile se scumpesc din ce în ce mai tare, pe de o parte ai o afișare ostentativă a libertăților și drepturilor omului și pe de altă parte poți să vezi o tiranie și o constrângere a minorităților și a celor care au din ce în ce mai multe drepturi, iar tu care te-ai născut într-o anumită confesiune religioasă sau într-o anumită tradiție și educație religioasă, îți dai seama că nu mai faci parte din decorul ăsta super pozitivist care ți se pune în față și trăim așa niște paradoxuri și asistăm la afișarea unor paradoxuri. Am pus și eu un titlu care poate fi luat ca un paradox. Vreau să vedem dacă viitorul va fi sumbru sau luminos. Va fi sumbru pentru unii și pentru alții luminos, luminos pentru unii, sumbru pentru ceilalți. Probabil că v-am băgat în niște observații derutante, dar o să vedeți că este un paradox aici, că viitorul va fi în același timp și sumbru și luminos. Sumbru într-o anumită direcție în care merge lumea și luminos pentru o altă direcție în care vor să meargă copiii lui Dumnezeu. Iisus Hristos ne-a spus că viitorul va fi și sumbru și luminos în același timp. Și dacă deschidem Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 24, o să vedem că tot acest pozitivism dus la extrem în lumea teologică și nu doar în lumea filozofică, în lumea politică, n-are niciun fundament, că de fapt lumea aceasta este sortită pieirii pentru ca să facă loc împărăției lui Dumnezeu. Așa că toate politicile acestea și ideologiile, că o să trăim mileniu de pace aici, că trebuie să protejăm natura într-un mod fanatic, așa cum se promovează și cu politicile acestea verzi și verde, verde, verde peste tot, sunt practic niște ideologii care îl scot din start pe Dumnezeu din ecuație, dau la o parte acel escaton despre care vorbește Scriptura și Domnul Iisus Hristos și vor o împărăție fără Dumnezeu în care domnesc drepturile omului, drepturile minorităților, ideologiile de tot felul progresiste care n-au de-a face nimic cu Dumnezeu decât eventual ca un antet așa superficial ca să nu se sperie prea tare conservatorii și așa zis și radicaliști. Cum este de fapt descrisă realitatea și cum este descris viitorul de către Iisus Hristos? Bineînțeles, frământarea aceasta nu este nouă, au avut-o oamenii de când este lumea și pământul, pentru că vrei să ai o stabilitate, vrei să legi lucrurile, vrei să înțelegi oarecum viitorul, să-l anticipezi, să ai niște valori stabile pe care să stai și fiecare dintre noi ne punem întrebări. Pe de altă parte, este și dorința aceea de avânt spre necunoscut, de a încerca lucruri noi, de a înțelege lucruri noi, care este la fel bună, dar niciodată extremele nu sunt în regulă. Și în societatea de astăzi putem să vedem atât un
curent extra radical spre un conservatorism dus la extrem și avem și acel avânt extra liberal și libertin care aruncă în aer tot ce a fost înainte și te plasează undeva într-un relativism de toate felurile, în care nu mai știi ce este bun, ce este rău, totul este bun, totul este acceptabil, nu mai ai niște piloni, niște norme. Ucenicii au venit la Domnul Hristos cu întrebarea: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Vrem să știm cum va fi viitorul. Va fi luminos? Va fi unul tragic, dramatic? Va fi unul sub semnul dramatismului, al tragediilor, al catastrofelor? Care este semnul? Vrem să avem stabilitate. Viitorul acesta va fi sumbru sau luminos? Și atunci Domnul Hristos le creonează un tablou complex. Nu le spune va fi doar sumbru sau va fi doar luminos. Adică nu le oferă o imagine înclinată într-o singură parte, ci le spune: fiți atenți că lucrurile vor fi foarte amestecate. Elementele sumbre, tragice, dramatice vor fi îmbinate și vor fi împletite cu cele luminoase, pline de speranță. Și de aceea spune: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Cum este tabloul acesta al viitorului? Versetul 4. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Acum, când se vorbește despre expresia aceasta, eu sunt Hristosul, ne gândim doar la Hristoși și anticriștii din zona religioasă. Însă să știți că există și anticriști laici care atacă zona religioasă. Orice element, persoană sau ideologie sau filozofie care ia locul lui Dumnezeu, care impune, care dă directive, poate fi considerat un anticrist. Și de aceea vă spun clar și răspicat: noua ordine mondială este un anticrist. Uniunea Europeană este un anticrist. Pentru că dă la o parte declarațiile clare ale Scripturii și spun: stai un pic, că noi avem alte directive, noi avem alte ordini, noi avem alte priorități. Da, da, Biblia spune așa, dar nu ne interesează. Înlocuim legea lui Dumnezeu și tot ceea ce spune Hristos în Scriptură cu drepturile omului. O să vedeți, dacă citiți serios Scriptura, că nicăieri nu o să găsiți drepturile omului mai bine conturate ca în legea lui Dumnezeu. De unde a venit toată povestea asta cu drepturile omului? Dacă o luăm așa în istorie, ori de câte ori oamenii au vrut să-L dea la o parte pe Dumnezeu, au zis: da, nu avem nevoie de legea lui Dumnezeu, nu avem nevoie de Scriptură, nu avem nevoie de Dumnezeu deasupra capului, noi avem nevoie de drepturile omului. Și cel mai tare s-a pedalat pe drepturile omului la Revoluția franceză. Au văzut că societatea se dezintegrează pentru că au aruncat valorile spirituale și tradiționale. Pentru că, bineînțeles, și Revoluția asta a venit ca o reacție la nebunia din Evul Mediu și s-au dus în altă extremă și au zis: tot ce este cu miros bisericesc, cu miros spiritual, cu miros de Biblie, de spiritualitate iudeo-creștină, dăm la o parte și inventăm drepturile omului, că trebuie să avem un cod la care să ne raportăm. Însă, de aici s-a ajuns la alte și alte extreme. Însă, cele mai bune drepturi ale omului le găsești în legea lui Dumnezeu. Dar cum să te duci tu la legea lui Dumnezeu când prima și a doua poruncă îți spun: eu sunt Domnul Dumnezeul tău? Oh, dar nu suportă omul treaba asta. Cum să-i spui tu că el este sub stăpânirea lui Dumnezeu? Sare imediat și spune: nu, eu sunt Dumnezeu. Apoi, porunca a doua spune să nu-ți faci chip cioplit, nici idol, nici toate celelalte, și ne-am oprit aici doar la a demoniza pe cei care se închină la icoane și la statui și așa mai departe. Nu! Idol poți să-ți faci dintr-o ideologie, dintr-o idee, dintr-un lucru la care ții mai mult decât la Dumnezeu. Și din start începi să ai probleme.
să nu iei numele Lui Dumnezeu în deșert. Păi am aruncat la gunoi tot ce este sacru și am dus în zona aceea a misticismului, doar chiar a vrăjitoriei, și am zis, asta este sacru, și spre zona asta misticismului ezoteric se duce lumea asta postmodernă. De ce? Pentru că acolo nimic nu este clar, nimic nu este definit, poți să crezi orice, poți să ai în minte orice, este bine oricum, nu avem nevoie de zona asta unde lucrurile sunt clare. Dumnezeu, ce este? Sursa, universul, auzi tot felul de expresii de genul acesta, da. Pentru că sunt expresii ale omului care n-are nevoie de Dumnezeu. Și dându-L la o parte pe Dumnezeu, au făcut un rai al pozitiviștilor, al oamenilor care iubesc, ci că frumosul, iubesc iubirea asta care n-are nicio opreliște și nu are linii clare, trasate. Și am înlocuit cu drepturile omului. Avem nevoie de niște drepturi, dar dăm la o parte legea lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca să putem trăi așa cum ne place. Viitor luminos, mileniu, chiar și linii teologice se duc pe direcția aceasta. Da, totul va fi extraordinar și Hristos zice, nu vă îmbătați cu apă rece. Pentru că nu va fi totul extraordinar. Și mai departe spune, vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Hopa, ia că nu o să fie împărăția asta cum ne-o dorim. Vedeți, să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Apoi, repetă, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor, adică înșelătorie, manipulare, minciună pe bandă rulantă și cu ajutorul mass mediei. Aici lucrurile o iau razna rău de tot, pot să te mintă ce vor și pot să spună că Biblia aceasta este de culoare verde sau galbenă, dacă îți repetă de 1000 de ori lucrul ăsta, începi să te întrebi și tu, dar oare nu cumva e verde sau galbenă? Și așa s-a întâmplat și așa se întâmplă ori de câte ori vor să-ți vândă un adevăr al lor. Lenin spunea că o minciună poate să devină adevăr dacă este spus de suficient de multe ori. Dacă repeți la nesfârșit o anumită ideologie sau un anumit lucru, oamenii încep să zică, parcă e adevărat. Oare chiar am considerat eu bine? Oare chiar gândesc eu în normele normalității? Oare nu cumva este adevăr și aici? Și dacă repeți și ești cât se poate de insistent și cât se poate de incisiv, oamenii încep să creadă toate năzbâtile, prostiile și aberațiile. Și le consideră ca fiind adevăr. Am avut un exemplu cât de cât recent. Chiar Einstein se întreba în perioada nazismului cum poate să meargă o astfel de ideologie înainte, că poate va fi barată în biserici, poate va fi barată în mediul universitar, dar la un moment dat trebuie să se oprească. Și a avut surpriza să vadă că nu s-a oprit nici în biserici, n-a fost oprit nici în universități, unde sunt oamenii destupați la minte și așa mai departe. Ba chiar Gramsci spunea în închisoare și în scrierile sale că o ideologie sau un curent politic trebuie prima dată implementat în rândul intelectualității. Și să nu credeți că intelectualii sunt atât de bătăioși în ceea ce îi privește afirmarea adevărului. Dacă sunt beneficii suficiente, pot să facă rabat și să spună că albul este negru și negru este alb, dacă au anumite interese. Și dacă i-ai cumpărat pe intelectuali și pe oamenii de influență, atunci marile mase sunt cantitate neglijabilă. Dar Hristos spune, fiți atenți să nu vă înșele cineva, pentru că vor fi războaie, vești de războaie, vor fi ciumi, vor fi epidemii, vor fi tot felul de evenimente și mișcări sociale și oamenii vor fi efectiv zăpăciți de cap. Nu vor ști ce să mai creadă, în ce direcție să meargă. Viitorul va fi și sumbru, va fi și luminos. Până acum am văzut partea aceasta sumbră. Ce va mai fi tot în partea aceasta sumbră?
Toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor, adică va fi și mai rău. Și spune, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Ați văzut cât de greu este să trăiești sub presiunea societății în momentul în care statul sau alte entități îți spun, de azi înainte tu intri acolo, tu nu intri, pentru că... De azi înainte faci asta, de azi înainte nu faci asta, pentru că este foarte greu să reziști curentului acestuia. Oamenii au o capacitate de reziliență din ce în ce mai scăzută și nu suportă presiunea socială, nu suportă să fie altfel, nu suportă să fie denigrați, nu suportă să li se taie anumite drepturi și vor din nou la confort. Cei care au banii și puterea, își văd mai departe de treburile lor și se descurcă în cele mai multe cazuri. Povestea una dintre cunoștințele mele și chiar și o rudă din Franța, ăștia când apar ceva neliniști și tulburări în Paris, și-au luat mașina sau avionul și s-au dus în insule și stau liniștiți până să liniștesc lucrurile. Când s-au liniștit, vin înapoi. Dar nu crezi că stau în pandemie. 2 ani au stat acolo, afacerile au mers, conturile s-au îngroșat și ei n-au avut treabă. Ei n-au fost afectați de probleme, n-au stat în casă ca imbecilii. Însă ceilalți, marea majoritate, au fost afectați. De ce? Pentru că nu au avut pârghiile și toate avantajele celorlalți. Este greu să fii urât de toți. Și aici vorbim doar de un confort social, dar Hristos vorbește aici și despre o persecuție a celor care rămân la valorile Evangheliei, pentru că așa se raliază mulți și vor mulți ca să aibă drepturi, să aibă libertăți, să fie respectate anumite lucruri la care țin, da, și chiar și ateii vor lucrul ăsta. Însă atunci când e vorba de valorile Evangheliei, aici lucrurile încep să fie puțin mai sensibile, pentru că sunt din ce în ce mai puțini care vor să rămână adevărurile Evangheliei neatacate și neștirbite. Este una să fii persecutat pentru că ai o viziune deschisă despre viața și este cu totul altceva să fii persecutat pentru Hristos. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Când oamenii au cadrul acesta pregătit ca să te vândă, să te toarne, imediat se transformă, devin fiare. Invidia, răutatea încep să explodeze de-a dreptul și oamenii, vecinii, prietenii, apropiații, chiar cei din familie trăiesc o metamorfoză parcă bruscă. Și zice, dom'le, cum s-au transformat oamenii ăștia peste noapte? Nu, dar în embrion, în miniatură, în suflet, clocotea ceva. Ori o nemulțumire, ori o invidie. Și mai există și elementul acela în care oamenii, supuși unor condiții extreme, pur și simplu se transformă în fiare. Instinctul de supraviețuire, dorința de a o duce mai bine, dorința de a fi cineva, pentru că ideologiile acestea și curentele totalitare promovează frustrații. Și dacă până atunci a fost un no-name, are și el ocazia să spună ceva, are și el ocazia să se remarce devenind idiot, care se încadrează pe anumite șleauri, pe anumite directive. Oh, și nu mai vezi idiotul satului că devine cineva pentru că el este cel care apără anumite interese. Și are și gura atunci să spună. Are și ocazia să facă lucrul acesta și mai pui și o cameră cu zoom pe el. Zi, dragul meu, zi, spune ce s-a întâmplat și începe el să-ți depene și să spună anumite lucruri. Și să te ții atunci. Și să vezi și să auzi ce n-ai văzut și ce n-ai auzit. Se vor urâ unii pe alții și se vor vinde unii pe alții. Este atât de simplu,
să faci dintr-o mișcare, din anumite legi, un cadru propice pentru toți turnătorii și delaționiștii. Este foarte simplu. Să nu credeți că societatea ca turmă este rațională. Asta este mitul pe care ne-l vând nouă. Sau că voi alegeți sau schimbați ceva. Un alt mit al oamenilor creduli, naivi și să nu zic altfel. Da, noi schimbăm, noi facem, noi votăm. Stați liniștiți, pentru că deja este pregătit cadrul. Sunt pregătiți candidații. Este pregătit noul regim. Sunt trase directivele. Și o să vă mai bage câteva emisiuni pe acolo în care toți o să bage argumente și tot felul de dezbateri și lumea și merge și dăm cu votul, gata, suntem democrați, stați liniștiți. Zarurile au fost deja aruncate. Dar dacă vă place să credeți lucrurile astea, credeți-le, fiți democrați, fiți oameni cu minți docile acolo și nu încercați să schimbați nimic, pentru că totul este extraordinar. Viitorul luminos stă în fața voastră, numai că acest viitor luminos este foarte cameleonic. Este luminos pentru cei care renunță din ce în ce mai mult la rațiune și la bunul simț și la valorile tradiționale și acceptă orice bizanterii și orice lucruri aberante în viața lor. Și este din ce în ce mai sumbru pentru oamenii care vor să mai gândească, care vor să rămână la ceea ce spune Dumnezeu și la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care renunță la Dumnezeu și care renunță la valorile Scripturii, viitorul va fi extraordinar. Însă, în acest extraordinar, n-aș vrea să înțelegeți că aveți prea multe opțiuni. Nu! Aveți opțiunea să stați cu mașina în priză, aveți opțiunea să emiteți cât mai puțin ca amprentă de carbon, aveți opțiunea să consumați din ce în ce mai puțin și să poluați din ce în ce mai puțin, aveți opțiunea să renunțați la cât mai multe drepturi, să vă tâmpiți cu totul de cap și să ziceți, uai, ce fain e raiul ăsta al absurdului, este nemaipomenit de frumos! Să trăiești într-o absurditate și să spui că este extraordinar. Aceasta este lumina și strălucirea viitorului pregătit. Dacă în trecut, în sistemele acestea totalitariste, erau persecuții, erau lucruri groaznice petrecute pe față, cel puțin puteai să vezi luminița și să lupți pentru ceva știind clar care este dușmanul tău. Era o absurditate evidentă și spuneai, bă, pot să rezist nazismului, pot să rezist comunismului prin diferite forme de protest. Dar acum nu prea mai ai opțiunile astea, pentru că turmele de idioți care sunt formați pe bandă rulantă vor fi primii apărători ai acestui viitor așa zis luminos, care de fapt este o dictatură, o absurditate îmbrăcată în zahăr, în bezele, în catifea, în elemente care par inofensive. Însă, acest rai al absurdului este practic cea mai înaltă formă de îndobitocire a ființei umane, în care lucrurile să fie dezastruoase, în care să fie promovați oameni care n-au valoare de niciun fel, în care să fie promovate ideologii și curente absurde și să spui, wow, asta este extraordinar. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, fiți atenți, înmulțirea fără de legii nu mulțește dragostea, cum ni se predică nouă peste toate, pe toate canalele și pe toate direcțiile. Înmulțirea fără de legii, dragoste, iubire, toleranță, ăsta este raiul absurdului.
Nu! Din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, pentru că există un singur fel de dragoste, cel care are reguli stabilite clar de Dumnezeu. Celelalte sunt perversiuni. Din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Sunt ca lemnul. Stai lângă el, este deja infantilizat, este deja dus pe o anumită direcție și omul ăla, când primește comanda, execută. Nu mai are tată, nu mai are mamă, nu mai are niciun sistem de referință din cele care au existat în trecut. Vinde pe oricine, trădează pe oricine, omoară pe oricine când îi se spune. Sunt niște bombe cu ceas programate și în momentul când îi se dă comanda, să te ferească Dumnezeu. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Cu toate că se spune, iubire, iubire, toleranță, toleranță peste tot, să nu mai fim așa de drastici, așa de incisivi. Iubire este peste tot. Însă trebuie să înțelegeți ce înțeleg ei prin iubire și să decodificați toate aceste mesaje europene și euroatlantice și cum or mai fi ele. Trebuie să înveți limbajul acesta politic înșelător ca să vezi ce vrea el să spună prin educație, prin resetări, prin globalizări, prin alte și alte filozofii și teorii. Trebuie să vezi dincolo ce se întâmplă. Și atunci înțelegi viitorul, pentru că ei te programează într-un fel, să gândești într-un fel, să vorbești într-un fel care va fi politic corect. Însă, Hristos face lucrurile clare și spune, va fi dramatic pe de-o parte, va fi sumbru, dar pe de altă parte va fi luminos. De ce va fi luminos? Pentru cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Trebuie să rabzi, trebuie să înduri toată această presiune a societății și a Hristoșilor mincinoși și a lipsei de valori ca să ajungi la mântuire. Evanghelia aceasta a împărăției, nu orice fel de evanghelie, ci Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. E nevoie ca un anumit tip de evanghelie să fie predicat. Nu asta ecumenică, în care toți avem dreptate, în care toți suntem ok, în care nu mai există bine, nu mai există rău, nu mai există păcat, nepăcat. Toate lucrurile sunt foarte bine ambalate, amestecate. Teologie cu psihologie, cu filozofie. N-aș vrea să înțelegeți că am împotriva lor ceva, ca discipline luate ca atare. Îmi place filozofia, îmi place psihologia, îmi plac și elementele de politică, dar fiecare să-și păstreze nișa și să nu spună mie psihologul care sunt valorile teologice. Nici teologul să spună că are cunoașterea absolută asupra psihologiei și că are cheia asupra tuturor lucrurilor. Pe de altă parte, să nu vină filozofia în teologie să-mi facă sistemul de valori, pentru că este dezastru. Fiecare trebuie să meargă pe direcția ei. În materie de scriptură, să rămâi la ceea ce a spus Dumnezeu. Pentru că bătălia se va da din ce în ce mai tare. Pe cine deține autoritatea? Eu sau Dumnezeu? Vă aduceți aminte că la un moment dat, în istoria lui Israel, poporul a vrut să aibă un împărat. Să ne mai vorbească Dumnezeu, să ne spună ce e bine, ce e rău, ce e păcat, ce nu e păcat. Noi vrem să fim ca neamurile. Vrem să avem un rege, un împărat care să fie între noi, să ne spună el când ne ducem la luptă, ce facem, care este strategia, să-l vedem aici. Nu mai vrem pe Dumnezeu. Și Samuel a simțit direcția în care se duce poporul și a început să plângă și să fie din ce în ce mai tulburat în sine. Și la un moment dat Dumnezeu îi zice, stai liniștit că nu pe tine te leapădă. Pe mine mă leapădă.
Citește-le dreptul împăratului să știe ce o să aibă de făcut, că o să-i supună la taxe, la biruri, la tot felul de munci grele, că o să trebuiască să îi dați din mâncarea voastră, din fiii voștri pentru război, din fetele voastre și așa mai departe. O acceptăm tot, numai să fim noi suverani, omul deasupra. Acceptăm și un despot deasupra noastră, acceptăm și pe cineva care să ne spună, să ne biciuiască, să ne dea tot felul de directive, numai să nu fie Dumnezeu deasupra noastră. De fapt, din leagănul omenirii a fost aceeași mentalitate de la Nimrod. Îl acceptăm pe Nimrod, acceptăm pe oricine deasupra capului, numai să nu ne mai poruncească Dumnezeu, numai să nu ne spună Dumnezeu ce avem de făcut. Acceptăm orice absurditate, doar să avem și noi o bulă a noastră în care să simțim că eul nostru este suveran. Și bula cetățeanului tâmpit de cap globalist este să aibă un concediu 2-3 pe an, să poată să-și umple căruciorul la supermarket, să aibă acces la divertismentul acesta ieftin și care te duce în zona ridicolului și a banalului și a imoralului, dacă poate să aibă cât mai multe plimbări și câteva facilități, e ok. În rest, nu are alte probleme și alte aspirații și alte dorințe așa foarte extravagante. Și spun domniile întunecate care stau în umbră, nu sunt cei care apar pe la televizor și vă tâmpiți de cap cu ei. Stau în umbră și spun, oh, da, asta vreți, ok, hai că încercăm să vedem. Mai dăm niște ajutoare sociale, mai mărim un pic salariile, da, mai scumpim pe de altă parte. Vă ținem așa într-o cușculiță a voastră în care să aveți iluzia că sunteți ok. Și cetățeanul spălat la creier zice, oh, vai, în ce eră a libertății trăim, extraordinar, domnule, și dăm cu mai mult ecologie, mai multă toleranță, mai multă imoralitate, mai mult divertisment ieftin, mai multe manele, mai multe vedete făcute la apelul de seară, care nu spun nimic, dar care dau bine la public. E ok, n-ai nicio problemă cu asta. Însă adevărul lui Dumnezeu este că Evanghelia aceasta împărăției care te trezește din somnul acesta și din spălarea de creier și te aduce la adevăratele valori trebuie predicată în toată lumea ca să slujească de mărturie. Majoritatea nu vor primi, să nu credeți că vor zice, oh, ce bine că ni se predică Evanghelia. No, lumea este ostilă Evangheliei. Evanghelie împărăției. A, așa că dacă vorbim de dulcegării și apă de roză, da, toată lumea este creștin, vrea să aibă un fior sacru. Dar nu despre Evanghelia asta vorbim, ci despre Evanghelia sabie, care desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, care spune ce este bine, ce este rău, ce este păcat, ce nu este păcat. Despre Evanghelia asta vorbim. Pe care dacă o predici prea mult, ți se spune, oh, ești fanatic, ești radicalist. Ei bine, dacă sunt radicalist, puneți-l în aceeași barcă și pe Hristos. Pentru că în ceea ce privește valorile și principiile împărăției lui Dumnezeu, Hristos n-a scăldat lucrurile. Să spună, învățătorile, cum e cu chestia asta? Păi știți, din punct de vedere de sau al, stați să vedem că ne mai gândim, nu. Hristos a spus așa, cum citești în lege? Cum citești în Scriptură? Nu i-a băgat pe oameni în ceață să le spună, a, știi, s-ar putea să ai și tu dreptate, s-ar putea să ajungi și tu în raiul lui Dumnezeu și pe calea asta și pe cealaltă și pe cealaltă? Nu. A spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Este cât se poate de exclusivistă calea aceasta strâmtă pe care o creionează. Nu îți lasă loc de echivoc, de interpretări. Ar putea să fie și așa, și așa. Nu, calea, adevărul, unul singur, și viața, una singură. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Ca mărturie, ca oamenii să știe, să aleagă. Băi, ăsta e bine, ăsta e rău.
atunci va veni sfârșitul. Și acum sfârșitul ăsta va fi sumbru sau va fi luminos? Și răspunsul este dat de barca în care te afli. Va fi sumbru până la un anumit punct pentru copiii lui Dumnezeu care vor să rămână lângă Dumnezeu și va fi luminos după aceea. Și va fi luminos pentru toți pozitiviștii care văd numai rai, numai lumină, numai bunătate, numai iubire, nicio judecată a lui Dumnezeu, nicio condamnare. Pentru ăștia va fi lumină și miere și zahăr până când Dumnezeu va decide să tranșeze lucrurile. Și de atunci încolo vor deveni tragice, sumbre, dramatice. Observați cât de fină este linia. Și cât de ușor este să te încurci în termeni, în părțile de care să fii, pentru că cel rău este maestru în crearea confuziei. Hristos spune clar, lucrurile vor fi și sumbre și luminoase, dar de la un anumit punct vor fi luminoase pentru unii și tragice pentru alții. De la un anumit punct vor fi tragice pentru unii, pentru că apoi să devine luminoase. De unde și până unde încep delimitările acestea? Până în momentul în care Dumnezeu va hotărâ să intervină în lumea aceasta. Până atunci lucrurile vor fi amestecate și pe măsură ce ne apropiem de venirea lui Dumnezeu, toate aceste incisivități ale societății moderne, postmoderne și ale ideologiilor promovate vor fi din ce în ce mai mari față de cei care vor să rămână la ceea ce spune Dumnezeu. Și va fi greu. Va fi greu. Vei fi persecutat, vei fi înfierat și considerat fanatic dacă tu nu percutezi la tot ceea ce se pregătește în societatea asta super destupată la cap, dar spălată la creier. Însă, dacă vei răbda până la sfârșit, spune Hristos, vei fi mântuit. Și de atunci încolo încep problemele pentru cei care au considerat că merg pe o cale și de fapt se trezesc că ajung în altă direcție în care nu și-ar fi dorit. În Evanghelia după Luca, la capitolul 21, ni se prezintă din nou acest viitor în două culori. Evanghelia după Luca, la capitolul 21, spune așa, versetul 25, în continuare. Vor fi semne în soare, în lună, în stele și pe pământ va fi mare strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Care sunt ăștia? Progresiștii. Ultra-progresiștii. Ăștia care văd numai zahăr și miere. Ăștia care văd lucrurile numai în roz. Merge prost, dar noua societate, noua lume, noua eră, noua Europa. Aici este paradisul absurdului în care trăim. Și dacă vreți să fie mai bine, trebuie să devenim mai absurzi, mai ridicoli, mai multe restricții, ca să ne fie bine. Ca să vă dau așa câteva exemple. Dacă vrei să salvezi lumea și îți pasă de bunici, de bătrâni, trebuie să respecti normele acestea pe care le-am stabilit noi. Dacă vrei să salvezi planeta, de parcă cei mari ar vrea să salveze planeta și de parcă eu am făcut poluarea și cu tine, cei care suntem ăștia mai mici, nu ei au umplut lumea de plastice, de peturi și de toate gunoaiele, noi am umplut-o. Și dacă vrem să salvăm planeta, trebuie să suportăm mai multe restricții pe care ei nici în cot nu sunt interesați să le implementeze. Nu îi doare capul de așa ceva. Dar ca să salvezi planeta, să fii un adevărat cetățean, acceptă și scumpiri de ambalaje, acceptă și scumpiri și taxe noi, ecologice, de tot felul, acceptă să-ți vinzi, să-ți dai mașina care merge pe carburanți și să o pui pe aia electrică și pe aia la altă hibridă și pe aia la altă și pe aia la altă la prețuri exorbitante, ca să fie mai bine. E ridicol. Când de fapt spune Hristos în Apocalipsa, descrie rugăciunea oamenilor care nu mai suportă regimul acesta, zice, trebuie să iei ceva, Doamne, să pui mâna pe puterea ta și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Păi nu eu și cu tine prăpădim pământul.
Și cei care au puterea aceasta prăpădesc pământul. Înțelegeți? Ei, toți aceștia care se aliază acestor ideologii și acestor oameni care cred că sunt dumnezei, își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. De ce? Pentru că pe Dumnezeu l-au dat la o parte. Din start nu mai au perspectiva aceasta biblică asupra lumii și asupra vieții. Ei au perspectiva aia oamenilor cu Mama Gaia, cu Greenpeace, cu reîncarnarea, cu chestiile astea, știți, cu mileniu de pace. Și brusc își dau seama că nu ajung acolo. Pentru că tot acest rai constituit și construit de aceste filozofii se năruie. Și își dau seama că nu se mai pot baza pe absolut nimic. Vor fi semnele acestea și oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Nu mai merge nici chestia cu fotovoltaicele, nici afacerile cu petrol, nici cu cealaltă, nici cu cealaltă. Totul se năruie, totul se clatină, nu te mai poți baza pe nimic. Și atunci, ce faci? Ori îți dai sufletul de groază, viitorul sumbru. Ori îți îndrepți ochii spre cer, pentru că izbăvirea ta se apropie. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Aici apare problema. Cel pe care l-au negat atâta vreme și l-au dat la o parte și l-au scos din tot ceea ce înseamnă gândire și element social, se va arăta pe norii cerurilor și va arăta că El este Dumnezeu. Și în momentul acela, oamenii își vor da sufletul de groază, pentru că raiul acesta al absurdului pe care l-au construit cu atâta grijă și cu atâta înverșunare se destramă. Și care e partea luminoasă de aici? Partea luminoasă este că atunci când se vor întâmpla aceste lucruri, când vor începe să se întâmple, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Sesizați? Deci toate aceste politici și toate aceste ideologii, că e aia verde, că e aia sanitară, că e aia LGBTQ, că e aia trans, toate politicile astea îmbrăcate într-o iubire din asta, care n-are nici colți, nici tăiși, nici nimic, totul este diafan, totul este nedefinit, totul este perfect, totul este numai vis și armonie. La un moment dat se va lovi de stâncă, de Iisus Hristos și totul se va spulbera. Și în momentul acela te vei trezi într-o altă realitate. Că tot ceea ce ai crezut până atunci este o mare iluzie și minciună. Și atunci va fi lumină și va fi viitor luminos pentru cei care și-au pus încrederea în Iisus Hristos. Pentru aceia care au crezut în Dumnezeu, nu ca draci, ci ca oamenii care se supun și se tem de Dumnezeu. Pentru că și dracii au credința lor, se înfioară, dar știți de ce se tem? Să nu le vină ceasul judecății. Știți când a venit Hristos în Gadara și l-a exorcizat pe demonizatul ăla, care avea mii de demoni în el, ai venit să ne chinui înainte de vreme, ei cam așa se comportă și oamenii în ziua de astăzi. Fac orice să nu fie chinuiți de puterea și de autoritatea lui Dumnezeu. Și în momentul în care văd că Dumnezeu le spune ceva, caută să împingă tot ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, cât mai departe. Ai venit să ne chinui înainte de vreme, noi avem raiul nostru, aici l-am creat, aici este, aici vrem să rămânem. Și Tu vii, Doamne, să ne chinui. Însă mai devreme sau mai târziu se vor înfrunta cu această realitate în care Dumnezeu îi va pune în fața unui fapt împlinit. Că El există și împărăția Lui există și în acea împărăție nu intri decât după regulile lui Dumnezeu. Nu după regulile europene, nu după drepturile omului, nu după regulile euroatlantice.
ci strict după regulile lui Dumnezeu descrise în cartea aceasta. Punct. Cât se poate de exclusivist. N-ai cum să negociezi aici. Și în momentul confruntării cu această realitate, cei care l-au iubit pe Dumnezeu vor zice, slavă Domnului că vine în sfârșit împărăția Lui și vine Cel în care credeam. Iar ceilalți îngroziți, dar unde sunt filozofiile? Unde-i Dumnezeu ăla impersonal? Ăla care nu știm cum se numește universul, ideea, sursa, puterea, ceață și beznă totală. Chiar există. Da. Și vor fi îngroziți. Pentru că va trebui să dea față în față cu însuși Creatorul. De aceea spunea Iisus, vedeți smochinul și toți copacii când înfrunzesc și vedeți voi singuri când înfrunzesc și vedeți voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și apoi, versetul 34 și în continuare sunt câteva avertismente ale Mântuitorului pe care ar trebui să le luăm la suflet. Adevărat, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înși vă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un lat peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Până la urmă, viitorul va fi sumbru sau luminos la final. Dacă ții cont de acest detaliu, venirea Fiului Omului. Dacă îl dai pe Dumnezeu la o parte și dacă crezi că tu ești Dumnezeu, viitorul va fi cât se poate de sumbru. Dacă crezi că Dumnezeu este stăpânul tău, te temi de El și te raportezi la Scriptură ca valoare absolută, atunci, cu siguranță, viitorul va fi luminos. Ai doar aceste două posibilități. Nu există a treia, a patra, a cincea, a șaptea, a noua, a unșpea, a noua. Nu, nu, nu. Te raportezi corect la Dumnezeu, viitorul va fi luminos. Nu te raportezi la Dumnezeu și îl ignori, viitorul va fi cât se poate de sumbru. Asta este vestea bună și vestea tristă pe care ți-o dau în seara aceasta. Răspunsul la acest paradox și la această dilemă și la finalul vieții tale, ți-l poți da singur dacă viitorul va fi sumbru sau luminos, în funcție de cum te raportezi la Iisus Hristos și la Dumnezeu. Îl dai la o parte pe Dumnezeu, viitorul va fi sumbru. Va fi luminos în lumea aceasta, poate că vei avea anumite avantaje, dar va fi sumbru la final. Îl accepți pe Dumnezeu în viața ta, poate că pe alocurea va fi sumbru viitorul acesta, dar ești sigur că veșnicia va fi luminoasă. Viitor sumbru sau luminos? Ce alegi și când alegi lucrurile acestea? Vor fi avantaje și dezavantaje, însă ecuația veșnică este cea mai importantă. Cum te poziționezi față de Iisus și față de împărăția Lui? Aceasta va determina viitorul, dacă va fi sumbru sau luminos.